un șocador 2019. Cine este pentru? Împotrivă sau abține? Ordinea de zi este următoarea. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2019-2020 la nivelul Comunei Hedegiu, județul Bacău. Inițiator primul Comunei Hedegiu. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului pentru anul 2018. Inițiator primarul Comunei Hedegiu. Numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCR numărul 56 din 14-12-2018. Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Inițiator primarul Comunei Hedegiu. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind însușirea deciziei numărul 19 din 14-2019 a Curții de Conturi a României, Camera de Conturi, județul Bacău. Inițiator primarul Comunei Hedegiu. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 121 metri pătrați, proprietate publică a Comunei Hedegiu, situată în intravilanul Comunei Hedegiu, San Drăgugești, către Parohia Sfântul Nicolae din Drăgugești, inițiator primar Comunei Hedegiu. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economice aferenți investiției în modernizarea dispensarului medical Sat Brătila, aprobați prin HCL numărul 21 din 14-2017, modificată și completată prin HCL numărul 17 din 19-2018 și HCL numărul 52 din 28-11-2018. Inițiator primarul Comunei Hedegiu. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici și aferenți investiției, modernizarea dispensar medical din sat Hedegiu, aprobat prin HCL numărul 22 din 14-3-2017, modificată și completată prin HCL numărul 16 din 19-2-2018 și HCL numărul 53 din 28-11-2018, inițiator primarul Comunei Hedegiu. Numărul 8, proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economice pentru proiectul Modernizare și consolidare cu infrastructura al sat Hedegiu, aprobat prin HCL numărul 35 din 28-6-2017. Numărul 9. Informarea asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul Local Hedegiu în 2018. Numărul 10. Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Hedegiu pe anul 2018. Și numărul 11. Probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului, la cereri, întrebări sau diverse. Cine este? Dacă sunteți de acord, aș dori să începem cu proiectul numărul, nu știu cât este, de la 2, până la 2, nu? Da. Nu, asta de la economie. Da, ca să meargă domnul Botan, să nu mai... Proiectul trebuie privind aprobarea contului de execuție a bugetului pentru anul 2018 și apoi vedem la curea de conturi, nu? Dacă nu știu. Da, ca și așa. Și după aceea discutăm ordinea normală. Domnul Botan, dacă doriți să... Prezint contul de execuție pentru anul 2018. Deci bugetul Comunei Hedegiu pe anul 2018 a fost executat în conformitate cu prevederile legii 2 pe 2018, legea bugetului de stat pentru anul 2018 și a legii 273 privind finanțele publice locale. Deci potrivit datelor consemnate în contul de execuție, încheiat la 31.12.2018, Comuna Hedegiu înregistrează următorii indicatori financiari. Avem venituri bugetare totale 6.434.800 lei, cheltuieli bugetare totale 6.125.087 lei, un excedent de 309.713 lei. Acest la finele anului 2018, execuția per total s-a încheiat un excedent bugetar de 2.161.951 provenind din secțiunea de funcționare, un excedent de 1.269.743 lei și secțiunea de dezvoltare, un deficit de 960.030 lei. Deci, făcând scăderea, rezultă de fapt un excedent de 309.713 lei. Iar excedentul anului precedent, al 2017, a fost de 1.852.238. Adunat cu excedentul anului 2018, de fapt 2.161.951 lei. Da, nu știu dacă mai trebuie să defalcate, dar trebuie să defalcă fiecare venit pe fiecare tip de... Supunem spre aprobare, nu? Sau dacă sunt discuții.
Am văzut 28.000 pentru centru de recreere, dar la ce trebuie să fac aici. Păi de ce s-au plătit 28.000 la centru de recreere? Aici a plătit tot, da? Vorbesc vorba de salarii. 28.000 centru de recreere. Da, cred că sunt salarii de... Pui, cine e la centru de recreere? Eu, doamna, ai spus. Atât. Pentru doamna ei, de ce să spun? Da. Da. Salariul 2000 și... Salariul minim pe economie. Salariul minim pe economie are. Da. 12 luni. Pentru 12 luni. Contribuții. Mai e vorba din curent, mai e vorba din, nu știu, abonamentul la internet. Da, uite, din întreținere centru de cred, 28.000 și 78. Ei sunt salariile și cred că mai sunt ceva cheltuieli materiale. Da, cred că curentul și internet. Da. Adică de acolo nu avem decât da. Și la Numai asistenții sociale, ne-am avut 355,87 lei, sunt numai salariile lor, iar indemnizațiile de handicap, 572,63 lei. Deci anul ăsta, o parte scurtă în buget, undeva la 1.300.000, dacă mă înșelă, sau pe 13 miliarde. Suntem o țară de asistat social. Oameni buni. Da. Supuneți pe acolo? Da. Supuneți pe acolo? Cine este pentru? Abținere. Din dacă ați reținut, avem un decedent mutat de 22.100.000. Asta înseamnă că tot ce am propus am trecut decedent nu a fost plătit pentru proiectul care a fost am trecut din diferite cauze. Lipsa vizelor în mare parte nu s-au fost începute. Anul ăsta deja am început o parte dintre ele. Avem bugetul undeva, cred că săptămâna aceea, 7-8 aprilie, nu știu, spune spre sfârșit, ne-a venit o parte din sume. Doamna Comar, doamna Macovie, mă scuze. Și o să mă așteptăm doar sumele de învățământ. Noi deja am schițat bugetul în mare parte. Mai avem ceva bani puși pe investiții, întrețineri, școli și celelalte cheltuieli. Cred că 8, 9, 10 aprilie o să... 9, 10, nu știu, săptămâna aceea o să avem o ședință, tu luați în calcul ședința pentru buget. În mare parte v-am prezentat și săptămâna trecută ceea ce mi-a propus. Am luat în calcul și propun de nevoastră special celului de la Drăguge și acolo Mândărina cu acel drum pe vale, le-am măsurat, le-am socotit, le-am calculat, se pare că ar mai încăpea și acolo și cheltuiel. Da, vedem săptămâna aceea când scutăm bugetul. Acolo cu... La morală, ne scutăm morală. Da. Dacă nu mai sunt discuții, a fost supostul la aprobare. O singură abținere. Domnul Mândărină, dacă este văzut. Următorul proiect. Deci, cel cu o bună de conturi, nu? Cel de raportare de conturi. În 2017 am avut controlul curții de conturi, anul acesta, în ianuarie, a venit și a verificat măsurile care le-au dispus, modul de aducere la îndeplinire. Și dintre toate măsurile care au fost dispuse, s-au rezolvat toate, aproximativ toate, mai puțin o măsură, așa au considerat ei, o măsură a școlii, niște, o sumă de bani care trebuia dirată la fondul de handicap. Ei au considerat că au rezolvat-o într-un mod anume, curtea de conturi au spus că nu e corect și atunci am discutat cu doamna directoare și a făcut un virament de 6.300 de lei, imediat după ce au plecat echipa de la curtea de conturi. S-a rezolvat și această măsură, practic. Da, în doamnelor trebuie dreptate, dar așa s-a interpretat, n-am mai ținut cu neapărat. Și aici am văzut că, deci, consiliul să-și asume responsabilitatea de asta. Să ia la cunoștință. Nu, nu. Ca... În decizie spunea că trebuia să luăm un
set de măsuri pentru rezolvarea acestei... Dar nu este cazul pentru că această măsură s-a rezolvat, făcând ordinul de plată către... De exemplu, e o lege care reglementează într-un fel sau altul cheltuiala banilor cine pentru persoane cu handicap, ce spune că dacă se facturează către o firmă care are ca și angajați personal cu handicap și e înregistrat într-un nomenclator, nu știu unde, dacă ai putea să folosești bancii în folosul școlii. Și doamna director a acționat de la o firmă din Bacău care are ca domeniu de activitate și angajați persoane cu handicap, mobile, nu știu ce au luat. Da, au luat niște nu știu ce. Ca banii să se întoarcă în, în orotul în calcul și atunci trebuie să dea 6.000 ce către persoana de banii. Vorba de interpretare. Cu vedere, nu avem toate cei de la fără de conturi, dar... Sau dar dacă l-aș știut, dacă nu lua în calcul, atunci nu puteam... Îmi făceam de atunci, era simplu. Da, da mai e altceva pentru... Nu, mai e... Doar. Spune-ți la aprobare. Cine este pentru? Noi, în continuare, avem persoane în comună care nu doresc și refuză încheierea de contract pentru a se lua cu noi obinajer de la poarta fiecăruia și acum noi facem în continuare. E adevărat, sunt zone pe care eu știu și cunoaște nevastră, unde mașina nu ajută. Așa, acolo ne vom pune în spoziția acestea, pentru că am luat în calcul achiziția de niște pupere pentru a ușura accesul. La capul de uliță. Capul de uliță, capul la prențul încolo, dar o să încerc să alunec cu mașina în cel mai multe puncte. Am mașina în reparație acum și mă costă 13.000 de lei să pună la punct. O să mă dat peste capul total suma asta, dar cred că astea sunt prețuri, că schimbăm la ambreiaj, ulei, ori mai știu ce. Sunt persoane care în continuare nu acceptă și nu doresc încheierea unui contract. În discuție cu toate cu alți colegi de mine, poate cu o domnicită de la să am găsit o soluție și că de cea mai rămână să hotărâm cu Consiliul Local o taxă de salutare diferită de tarif. Tariful e pentru cel care are contract și plătește 5 lei, nu modificăm tariful, iar cel care nu dorește și nu vrea să încheie contract, repet, cel care ajunge mașina și poate ajunge mașina, dacă nu are un fărâu, nu știu unde, și vor fi 30-500 de cazuri, chiar nu se ajunge, înțeleg, nu? Toate că și aceea produc noi. Iar gunoiul din Taslău, gunoiul din Râmpa Fântânii, ca de acolo am nebunit, pentru că am o săptămână de lei, am scos gunoi din centrul comunei, o săptămână. Și acolo. Poftim? Și acolo. Da. O săptămână ne-a închinuit să facem curățenie și să tragem gunoi de acolo cât de cât. Sunt camioane întregi, gunoi pe care trebuie să-l carte. Acolo noi la un moment dat să-l plătim. Au plouat, n-am pus să mai coborăm jos, să-l lucrăm de acolo. Să înființăm o taxă de 6 lei, care să fie mai mare decât tariful, într-un fel să obligăm, că nu vrei să faci contract, nu e nicio problemă. Mai taxa la primărie, la rol, și o plătești în fiecare. Adică nu mi se pare normal ca Sorin să plătească cu noi, dar doamna cu ceasul lui. Dar cei care au contract, atenție. Cei care au contract, au contract pe 5 lei, cei care nu doresc să contract, venim cu o măsură suplimentară, care este în regulă, din punct de vedere, pe o taxă mai mare decât un tarif. Și atunci o să fie obligați toți, dacă gândești, mă, decât la o 6 sau 5, și vine acolo de la poate, mergi o tabelă. Nu există, domnul. Și dacă el voi, nu arunci mașina, poți să mă duc la capul din urmă. Dar cel care comportă etajul, zici și mergi la chiena la 100 de metri, 100 de metri. Dar nu, ce? Dar nu, undeva, de ce nu-ți produce? Nu, adică, dar e abia cu râu. Așa cum ești, accesul poare fi la o scară. E plin de noroi, de mizerie. Da, aici dacă sunteți, dacă sunt discuții, domnul Andru, dacă nu cine este pentru... Nu, domnul Andru, eu zic că ar fi fost că mai la îndemână, da? Mai bine să punem locuințe, 10 lei, pentru că chiar discutam cu cineva pentru bugetul și spunea, zice, domnule, dar de exemplu sunt familii care au 5 copii, 6, da? 6 ori 5 este 30 de lei, cred că e cam nu. Avem... E mult. Nu, atunci am hotărât... Adică vă spun, nu am să termin ideea. La folii 20 de lei. Deci nu mai mult de 20 lei pe familie. Este cum sunt aia privare, care, mă rog, îți vai de ei. Și au, iau și ajutor social, au 5-6 copii. Deci vă spun că nu am nicio situație de genul ăsta.
Pentru că toți care au cheiat contractul au trecut în mâna mea și totdeauna am ținut politicii care au putere în să nu au. Mai mult de două persoane am trecut niciodată. Dar putem face o analiză. Deci vreau să duc ideea până la capăt. Să vedeți cât, ce număr de case avem în Drăguțești. Nu mă ducești, să zicem, da? Ce număr de case avem în Drăguțești. Eu zic, dacă o să punem un 10 lei pe casă, nu cred că v-ar mai fugi oamenii. Zic, dom'le, 10 lei, nici un pachet țigărul e pe lună. 10 lei pe casă, produci cum nu produci, îl constrângem exact ca la taxi. Nu știu dacă putem să punem tarif. Dar sigur produce. Nu cred că cineva să spun tot persoană, nu putem pune pe locuință. Păi exact cum îl punem pe stat 6 lei. Păi că e pe persoană 6 lei. E pe persoană. De persoană pentru cel care nu vrea să încheie contractul. Și cel care e bun. Dacă punem așa, o să e ca o măsură. Deci o să ne facem de treabă, vă spun, nu ducem măsură. De exemplu, exact ăia lui Alecu, da? Care are 6 copii. Dacă dumneavoastră a spus că la ăștia care fac contract, îi luați doar 20 de lei. Procedural, dar față 20 de lei. Iar ăia nu fac contract, orică nu-i duce capul, ori nu vor să înțeleagă. Poate nu înțeleg, dar asta... Ei nu o să înțeleagă, dar nu o să înțeleagă. O să înțeleagă oricum. Deci dau un exemplu, numai un pic, lăsați un... Deci ei au 6 copii, plus ei 2-8. 6-8, e 48. Ei deja trăiesc cum trăiesc, adică bă... Să-i luăm 48 de lei, obligat, că trebuie să aplicați și la ei. Adică dacă aplicați la mine, sau la Cătălin, sau la dumneavoastră, aplicați și la ăla, indiferent din statutul lui financiar. Păi și atunci... Dacă eu îi voi informa, pentru că colegii mei vor merge în teren și vă aduce la cunoștință, că dacă nu-și face contract pe două persoane, de exemplu, că eu știu situația lui materială, sau dacă aia sosul clau, că sigur, o soluție împreună aici, o să avem familii pe care le vom scuti la un moment dat. Ne permite pentru că avem serviciul nostru. Dar în felul ăsta am construit cu toată lumea cine este, domne, locuiești în Drăgugești, faptul că locuiești în Drăgugești, în afara cheltuielor care le ai, te obligi de 10 lei pe lună să... Că noi prestăm serviciul ăsta. Dar bine, nu putem face doar după ce am dus acele contacte. Că atunci, adică omului să îi cer ceva, trebuie să-i și oferi. Neoferindu-i posibilitatea să ducă undeva un oriu, atunci domnule zice, pentru ce să-ți dau ție 10 lei? Dar nu spune clar, bă, uite, ai o simplă posibilitate, te duci la locul la care l-am amenajat pentru colectare sau îl scoți la poartă. Ai două oportunități. Nu vrei, e treaba ta. Vrei să-l duci în grădină, că nu o să te surprindem poliția locală sau cine o să te surprinde, amendăm, pentru că nu ți-a dat posibilitatea să te scapi de el civilizat. Așa spune și legea. Exact. Și atunci e măsura asta. Deci ori îl scoți la poartă, ori îl duci la locul amenajat, și plătești 10 lei pe lună. Și vă spun că în felul ăsta nu cred că va fi cineva. Nu, da, deci numai dacă chiar e bătut din pot în cap. Nu, da, ce să vă avem foarte multe gospodării care au o singură persoană. Avem foarte multe gospodării care au de două persoane, una lucrează sau muncește. Dom'le, dacă fac vă fac, dacă e o singură persoană, plătești numai 5 lei. Dar nu trebuie să tarifii, ori unul, ori celălalt. Păi, ia să analizăm, de exemplu, dincolo o să ne ducem care nu vrea, ne-l ascult un pic, o să fie problemă, că sunt mulți privați care au 5-6 copii. Și mai stă o gradă și cu tata și cu mamă. Cei care au... Și el nu face contract, nu face din căpățânea, nu vrea să-l semneze. Nu, dar o să înțeleagă o luni de zile, o să-i vină 6 de persoane. Domnul primar, o să ne registrăm cu venituri nepalpabile, adică nu o să vină bani. Dar o să mai avem o discuție aici, la sfârșitul anului, în care vă spun câte... Deci v-ați înțeles ce vreau să spun. Chiar merită să fiți, și n-au potențial, și n-au putere economică, și n-au... Dar cei mai mulți... Dar 10 lei vă spun că o să aibă cam orice. Ăla care are 4 copii în gospodării sau 5, conduci... Și mai stă și mai să aștept. Conduci până mai multe de aici care sunt doar 2 persoane. Ca o explicație clară. Da, da, sursa lor de venit. Eu v-am spus cum sunt aia mai necăjiți, da? Lola, dacă ei va... 480.000 pe lună... Nu se poate să facă contractul cu două prețuri. Nu va fi niciodată două. Nu mai înțeles. Nu va fi niciodată discuția asta. Pentru că... Deci poate nu vreți să facă. O să facă cei mai mulți. Poate fi o persoană, două, nu, o familie, două, trei, ca nu se înțeleagă. Da, hai să încercăm varianta asta și vedem ce se întâmplă, vezi? Dar noi nu putem încerca doar după ce îi pui la dispoziție. Da. Când omul îi da două variante, domne, ori scoți la poartă gunoi, ori îl duci la locul amenajat, da? Și pentru treaba asta, că noi ți-l luăm de la locul amenajat, dumneata trebuie să plătești 10 lei pe lună pe casă, pe lună. Și dacă faci un calcul la numărul de case, nu cred că astăzi nu casați mai mult decât... Nu putem avea tarifii pentru cuvinte, dar nu putem avea 5 lei de persoană pe serviciu salutare, care e mai importantă juridică. Bun, dar haideți să facem o dărerea noastră, dar nu mai mult de două persoane. Și atunci e clar, am intrat acolo. Și atunci care are unul? A rezolvat problema. Mie mi se pare cel mai în regulă și legal. E așa cum am propus-o noi, pe persoană. Atunci când încheiem contract, eu știu că interesul meu este că așa dumneavoastră să nu-i pun să plătească. Mai mult de 10 lei. Nu plătească mai mult de 10. Îți dă să atunci la trage.
jumătate de contract, e pe 10 lei. Două persoane, indiferent chiar dacă sunt 7. Nu se întâmplă. Nu, decât să ducă și îi prind și dealul și cu râsul și tot. El și până acum, când vin la primărie și văd că au dat subiect, am avut foarte multe cazuri. De persoane care nu au potențial și nu au putere economică. Așa. Au făcut cereri, fie că au plecat în afară pe perioadă, am bătrâni care locuiesc pe perioada ieri, de exemplu, a plătit la copiii din Bacău, din Onești, nu mai știu pe unde. Totdeauna au fost cutiți, eu n-am interes să-mi cresc cheltuielile. Nu sunt aici care m-au contract de la drag. Hai mă, că fii nebun să nu știu. Da, da, da. Nu vii, da. Îți dau o sumă așa. Da, da, da. Așa și de asta mereu. Deci, asta e o măsură de constrângere a lor. Pentru că am întâlnit cazuri, nu pe vani. Cazul la Ideciuna Șosea, sau cazul la centrul Agricucești, sau cazul în centrul la TN, care nu acceptă contracte cu noi. Nici măcar nu fac discuții. Păi și atunci vin și la Roșu și dați nău, domnul primar. Păi și atunci nu dați nău. Dar eu nu am întâlnesc cu roaba la capul religiului, vine din... Păi, păi vedeți. Și atunci nu se pare. Nu fiți ce pare pentru cei care sunt rău platnici, care chiar nu doresc, dar în schimb, s-ar putea să fie cei mai focali la lumea. Dacă uitați pe Facebook sau în alte rețele, sunt cei mai focali. Eu știu, eu știu. Pentru ei am măsura asta, pentru ceilalți, e ce nu trebuie să spun acum. Și după hotărârea asta, cum spuneți dumneavoastră, 6 lei, da? Începând să punem în practică din luna viitoare, la 1, da? Cei care au 5 sau 3, 4, să zicem, și ei nu vor să-ți iei contractul, da? Va fi nevoie să plătească 240 lei, cum i-a adunat banii dacă el... Dar eu zic că nu vor fi caz, nu? Dacă nu-i spui, dom'le, uite, ți-am dat o oportunitate asta, ori îl scoți la poartă, ori îl duci la locul menajat, vrei, nu vrei, bei în rigura gheazmă, că trebuie să plătești tu, că trebuie să promis civilizat. 50 de familii care ești. Dar nu mulți, dacă ești ei numai 5 lei. Sorin, dar așa se iei 10 lei. Dar dacă ești dacă ești 4 lei. Nu, 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 nu știu ce 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 nu știu pot prea de hotărâri, mai dăm 30.000, 50.000, 50.000. Domnul primar, dacă s-o nu s-o faci, dacă s-o faci, nu s-o faci, dacă s-o faci, nu s-o faci. Păi eu sun la primărie și ești atât, după ce se întâmplă. Nu trebuie cale. Da. Avem, avem și poze. Venit, au ce poți să vină și-o 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 ce poți să vină și-o. Deci, reiezi, dar nu prea reiezi clar din ce am văzut, nu prea reiezi clar. După aia, spui, da, domnule, l-am luat pe ăsta și aprobăm de la 6 lei, dar de problemă, dar nu știu așa, nu știu așa, nu știu așa, adică cum l-am luat din tot? Nu s-a luat, nu. Până acum, se mergea, aveam taxa asta aprobată, de 15 lei, și tarif, și făceam și tarif și cu taxă. Dar n-am băgat niciodată taxa la cheltuială, pentru că noi încasam pe tarif, înțelegi? Am luat taxa aceea de 5 lei, înființăm partea de 6 și rămâne tariful cu 5 lei și 6 pentru cei care nu pot să aibă contract. Dar nu știu, eu cred că după chestia asta și după anunțuri și discuții, pentru că vor pleca în teren din luni și vor vorbi cu cei care nu sunt de acord, nu sunt nici foarte, foarte mulți. Mai mulți sunt cei la care nu ajungeau mașina și n-am avut. Până acum am motiv să băi, nu ați luat mașina acolo, hai să găsim soluții. Acum nu se mai poate. Pentru că ne obligă Uniunea Europeană, ne obligă statul român să
de strângem tot bunul menajer, să-l depozităm, să-l plătim, să-l încasăm. Corect. Ați văzut că trebuie să avem până la sfârșitul 2020, 75% nu știu cât de bunul menajer să fie reciclat, de exemplu. De exemplu, reciclat. Deci, ca pentru mine, e o problemă și mai mare, decât nu reușim să strângem pe ăsta așa, peste cap. Dar să mai vezi pe om, să stea acasă, chiar cu oameni, aveam o discuție cu oameni la care nu mă așteptam. Și nu, dacă o pui să strâng cu trei pungi acum sub un bel, că abia mă o pungă. Păi așa e normal. Astea sunt timpurile pe care le sunt lucruri normale. Mergi în afară și vezi curățenie. Mă duc la Bacău și vă pungi. Eu merg în fiecare spune la Bacău. Mă crucesc. Drumul ăsta până la Bacău e plin de mizerie. Eu am dus să-l trecut în oameni și am strâns să mă pun un bea care avea niște ore trecut în folosul comunității la teren. Am și problema asta. Mereu am spus să nu am oameni la social. Aș vrea să am măcar 20 de zi, pe care să-i pot folosi pe ăștia să fac curățenie. Am un bea la teren care a avut o problemă și are niște zile de niște ore de comunități. L-am dus și am strâns tot drumul până la ieșire din comuna noastră. Până în două puncte, de fapt, la plătire, unde era mizeria de super pitea. În parcarea de la școală și în parcarea ce am întâlnit drumul care duce în dreapta, nu mai spune spre ce zici. La ciușmea pe acolo, mi-au făcut sorin ciușmeau acela fel, dezastru, că vin își iau, își iau apă, apoi aruncă gunoiul lângă. Băi, nu poți să înțelegi. Ce înțelegi poți așa? Ei, au fost coșul. Era legat cu lacă și... Nu luați pe ăla, tot. Așa să mă așa să... Asta faceți în greu. Vă demonstrez că în momentul în care stăpâna care din două stămâni, încep să ducem pe benii de astea mari de 1200 de sătutor fie în comună, vom avea surprize, să le dea foc, să le aduce în șanță, să le răstoarce. Să vedeți dumneavoastră problemă cum avea și închidă. Dar nu avem, cred că vreo lucrurile astea. Să se revoltă vreo un pic. Vor fi și familii nemulțumite. Vor veni la primar și la mine vă garantez că nu vine niciodată dumneavoastră, știți foarte bine, toată de pe capul meu. Găsesc soluții. Totdeauna am soluția care e cea mai la îndemână și pentru mine, și pentru consiliu, și pentru orice. Dacă ar fi, nu știu, nu cea mai de la fi să încasă încă mai mulți bani. Dar nu se poate. Asta e ce se pare. Că nu are. Ai el tremurici, vară, oare, șață, copii, ce n-am niciun venit, ce să facem? Bun, 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 familii care nu au fost pe chiar de loc să-și plătească un bun, 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 vom scuti, vom găsi o soluție, nu știu. Dar atunci să dăm o hotărâre care, domne, fiecare locuință din Drăgujești să plătească minim și plătește maxim 10 lei. Și atunci, n-am putut face diferențial, că e normal. Nu Drăgujești, în toată comunitatea. Că atunci o să facem la urmă. Să plătească 5 lei ca și tine și tu stai la stradă. Nu, 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 normal, nu. Normal, nu. Normal e pe persoană și acolo unde sunt probleme, discutim că noi avem putea să discutim. Am spus, măsura asta, din punct de vedere, vizează în primul rând pe cei care chiar au potențial, chiar au putere economică și nu vreau să dau aici acolo de exemplu, că nu-i momentul în fața care nu-l vedem și nu mi se pare normal, dar am exemplu în comuna noastră de oameni gospodari care nu acceptă unde primești la poartă. Pentru mine este cea mai gravă treabă, ca un funcționar la primăria Helecin sau prin orice primărie din țară, să-ți bată la poartă și tu să nu-i răspund, bă, din poate și vorbești, tu să-l anunci, că el nu-i trebuie, că el nu-i face, că el dă foc. Nu se face. Nu uite și la referințe, nu scriu la referințele, îi mai prindem aici, dar nu e legal și foarte bine lucrul ăsta, că da, e un drept al omului care trebuie să -l... Și nu e normal. Nu mi se pare normal deloc. De absolut deloc, Nicolae. Dureți tone de gunoi. Acum când scot de acolo de vară din părâul ăla de la DNA, am 3-4 mașini pe care le plătim. Plătim cu 128 de lei tonă. Tonă. 128 de tonă. Anul, luna asta, ne-a dat cu 7.000 de lei numai la gunoi. Deci, gândiți-vă, asta că serviciul ăsta merge în pierdere totală. Cu salariați, cu mașina, acum am 13 de lei la mașină, rovineta 6 de lei. Asigurarea, nu știu cât oameni, iată, mi-ar trebui 4 de lei. Dar nu e problema ce plătiți. Problema e să nu mai arunci acolo. Dar mai bine să găsiți într-un loc anumit, da? E că să duci. E că să-mi găsești în râcul să-l pune, să mai adun deci acolo, să-l corectezi din râc. Din slai. Deci una dintre obiștii am văzut acolo despre fabrică, a rămas prost. Eu n-am putut înțelege ce fabrică. Deci n-am putut înțelege de ce îl duce căruța la deal. Bă, dacă ducea la vale, îl duce să le deal. Dar atunci căruța a prins noi, cum am vrut, de așa cum să ne spun. Sau la tenent drumul șelă. Drumul șelă. Bine, acolo merge la vale, la asfalt, la asfalt, așa. Acolo o cameră ascunsă și aici mai bun. Bă, camera ascunsă. Sunt tablouri de asta exemplar. Curent? Trebuie să ai. Nu, nu, nu. Sunt. Cu acumulator. Ce vor de din proza de acolo? Până în păduri. Da. Nu spre acabare. Cine este contra? Da. Cine este pentru? Da. Dar încercăm măsura asta. Încercăm de la mâna noastră. Putem urmă pe care ne uităm. Ce mă prăie de la asta? Încercăm, vedem, vedem. Lăsăm așa. Vedem, vedem, peste câteva. Abține sunt? Domnul Contat, mulțumim pentru prezență.
Deci proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2019-2020 la nivelul Comunei Legiu, județul Bacău, inițiat de primul Comunei Legiu. Da, după cum știți aici am avut-o și luna trecută, am avut și discuții atunci, am vorbit doamna director, mi-au transmis niște informații pe care le-am în fața mea, vis-a-vis de mulți copii de la... Da. Eu, din câte știu și m-am interesat, e o chestie care mă la ei nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat noi cu luna trecută, să nu aprobie rețeaua școlară, situația care nu-i propusă de noi, nu-i treaba noastră, în fine. Mi-au transmis, doamna, conform soluției dumneavoastră, copiii care vin de la Drăgugești, vorba de 12 copii. Eu am și nominal, dar nu vreau să le spun aici, pentru că nu-i normal. Nu-i nevoie. Dar de caracter personal, dar referenți, vedeți, ne vedem după așa. Am cer de transfer aprobate, semnate, semnătoare părinților pentru fiecare parte, copii veniți în perioada 2017-2019. Nu, nu. Avem 12 copii în total, 4 copii au venit anul trecut în august sau în septembrie, 7-9-2018. E vorba de 3 copii la clasa a 2-a și un copil la clasa a 5-a, din anul trecut. Un an în urmă, veniți 4 la clasa 6-a, 1 la clasa 8-a și 1 la clasa 7-a și încă 3 la clasa 8-a. Așa cum am discutat și toată trecută, pentru că am avut discuții doamna director astăzi de aici și ieri cu doamna director, sau la altă ieri. Sunt copii care aveau probleme... Nu mai contează, eu sunt uimat. Da. Așa. Viitorul, zic. Astăzi... Noi avem aici, da? O rețea școlară, da? În care, zicem, astea sunt numărul direct, da? Eu vreau să vă întreb următorul lucru. Deci, la școala gimnazială Drăgugești, pentru că de ce dezbatem problema asta? Făcând transportul elevului de la Drăgugești la Elegi, da? Îl facem bizar, oricum, adică din dragul sau din interesul, nu știu, cui nu contează prea mult, contează că chinuim niște copii și de ce spun că chinuim? Atâta timp cât poate funcționa școala de Drăgugești, are capacitate. Și plătind transportul profesorului, orice elev din Drăgugești își poate desfășura activitatea în mod liber, corect, acolo. Da. Dacă, cu excepția, care cineva, domnule, a vrut să-l dea la Elegiu. Am avut să-l dea, nicio problemă. Ei, în momentul de față, eu vreau să vă întreb dacă la școala din Drăgugești avem 122 de elevi, dacă aici sunt pe, vorbim de 2019, că ce va fi în 2019, da? Dar în... 2019, 2020. 2019, deci anul începe în 2019. De acolo vorbim de... 2019-2020. Anul școlar ceva începe în 2000... Vreau dat elevii care sunt astăzi. Astăzi, da. 2018-2019. Noi vorbim de cei din care începe în 2019 anul școlar și termin în 2000. Dacă aici au 122, sunt cu dobul grădinar. Nu. Nu. 33 sunt preșcolarii, sunt separat. 122 sunt doar... Nu. CP. Deci 33 sunt preșcolari. Preșcolari. Da. Deci în total sunt 155 total. Deci, domnul primar, eu am intervenit în felul ăsta pe următoarea idee, în discuții cu părinții. Și îmi schimb bine că așa au fost mai multe zile în care copiii au fost nevoiți, nu contează, orice mașină scoate ca și personală și de serviciu și fie utilitară, fie autoturist, au fost defecțiuni și au fost nevoiți copiii să deplaseze de la Drăgugești până la Elegiu pe jos. Mai multe zile. Da. Bun. Clar că nimeni nu-și dorește, nici doamna trecoare, nici dumneavoastră, nici eu, nimeni nu-și dorește să se întâmple așa. Ei, și să evităm treaba asta, au zis, zice, domnule, nu e în regulă. Atâta timp cât mai avem capacitate la Drăgugești, părinții, da, nu toți. Știți ce s-a întâmplat dumneavoastră și eu am înțeles? Da. Că acești copii, nu au venit la Elegiu forțați. Despre școala de nu știu. Nu cred că au venit forțați. Ceea ce știu eu și uitându-mă pe... Inițial ne-am cunoscut acum, dar mântându-mă pe ce dar cunosc familiile foarte bune. Sunt copii care cred că s-au oferit o șansă. Mă gândeam că altfel... Mă gândeam că altfel, dacă nu era șansa asta pentru unii dintre ei, nu trebuie să dau școală. E clar asta. Sunt copii slabi. Asta e realitatea. Sunt copii foarte slabi. Copii care au luat unul și ceva la capacitate. Sau la asta, cum se numește acum, semnare de anul ăsta.
pe care îi aduce cu mașina, care eu cred că sunt mai facilitat. Nu știu dacă v-ați mai mult, nu dacă asta e vorba. Dar e vorba că dacă nu duce acum, nu lua cu mașina de acasă, mă gândesc că poate mai vede loc. Nu. Poți să nu fie de loc. Dar acum, ce zice, nu faceți dumneavoastră diferență? Faceți vreți că numesc și cu oală hirurgie. O să dau un telefon după, nu mai vin fața, că am văzut cum s-a pus problema. Da, vorbim, discutăm. Pentru mine, toate celelalte școli din comună sunt locații. Structuri. Clădiri. Școala are personal de juridică la Helegiu. Noi nu avem clasa 8-a de Lugești și clasa 8-a Helegiu, de exemplu. Nu, avem clasa 8-a la Helegiu, clasa 8-a B la Beret, clasa 8-a C la Clădiri, la clasa 8-a D la Drăgugești. Pentru că e o singură școală, școala Helegiu. Iar intenția doamnei dirigente, de-aia v-am spus că și toate acolo, eu am înțeles lucrurile cum stau, nu cred că ar fi avut un interes. Singurul interes pe care ar fi avut direct la un moment dat este să-și păstreze postul. Fracase, că alt interes financiar, de a candidatul la... E mai bine, dar nu fac lucrurile așa, domnul primar. Să vă spun de ce mai bine. Eu că dacă lucrurile stau așa cum spuneți dumneavoastră acum, e mai bine că noi ne scăpăm de obligativitatea de a-i pune transport în comun, da? Dacă noi nu avem copii care îi plimbăm dintr-o stată în altă, ia uitați ce simplu am scăpat, noi dintre aia. Și mai mult cu argument venim că plătim transportul profesorilor. Da? Deci noi, ca să ne solicităm profesorul dumneavoastră, le aducem copii, să-mi aduci copiii la legiu, deci ce trebuie? Deci ce trebuie doamna directora? Sau la DEVIN, dacă îți plătesc transportul la universitatea dumneavoastră, mi-a spus că nu are nimic împotrivă. Și dacă din părinții aceștia care doresc să-și mute copilul la Drăgucești, ți se aprobă transferul și nu este nici o problemă. Vă spun aici și dacă dumneavoastră o să aveți un părinte care vrea să-și mute și directorul să o opune, eu vă garantez că mă implic în chestia asta. Deci dacă numărul elevilor din Drăgucești spre migrație spre Ghelegiu nu îmi va mai fi forțat mai mult decât este astăzi, e regulă. Eu cred că viitorul... Dacă cineva, unul din părinții vrea... Viitorul apropiat îndepărtat vom ajunge și cred că vom fi mai mult dintre noi decât astea. Dar ne facem viitorul. Se va ajunge ca toate școli să ajungă la Ghelegiu. Deci da, vrem să vedem că vreți vedem lucruri aici, să ajunge. Nu mai adică astăzi dacă am fi să transportăm... Nu, ajunge. Cel puțin pe 5 ori. 340 copii. Nu? Nu 340, dar 250 copii. Să-i pui în transport, dar ce-i mai ușor, să duci 250 copii sau să duci 20 profesori? Păi nu știu, dar știu că la Sândulei, de exemplu, se mută copilul de 10 ani, 12 ani. Dar îi vezi la fel, aduce copilul de la Scăliga de 15 ani, nu știu, de 12 ani. Dar e vorba de un copil din copii din cât, care cap într-un microbul? Cred că ca și la noi, nu știu dacă e diferența. Știi cum e duce acolo? Nu știu. Dar aia de casa pe o lăsa, adică, dar aia pe duce cu partea. Păi învârte ca pe ei, o să făcea la tumbe mare ca la noi. Omule, dar să trebuie să nu deșuă. Tot la fel, ca să mai țină câte o școală. Nu știu ce se va întâmpla. Nu știu ce se va întâmpla. Din punct de vedere, nu cred că Drăgucești va fi o școală care se va desfința într-un viitor. Dar nu vorbim niciuna, nu mă duc pe care va fi ca ultima care s-a desfințat. După numărul de drept, ar fi din spate. Cum? Va fi ca ultima, din domnul de semnul la Drăgucești, care s-a desfințat după numărul de drept, ar fi din spate. Așa este. Inclusiv la Delain, dacă la Delain de inspectoratul a luat un calcul și am fost prezent la câteva discuții cu doamna Vlad, se ia în calcul, într-o primă fază, pare de 5 ori, nici de cum pare de 1-4. Tot pentru că cheltuiala ar fi și mult mai mare, s-a adun, de exemplu, la anul la 5-8 la Delain, știu că sunt în jur de 3 copii. Vă vede 5-8. 30 ceva de copii. Nu mai știu. Nu mai știu. 5-8? 5-8, da. Pentru clasa 5-a nu este, și atunci știu să-i rog. Profesorul duce acolo. Știi? Clar că în momentul când vei avea, de exemplu, clasa a 7-a, ai 5 copii la DRM, 5 la Drăgucești, 10 la Elegiu, dar îți faci o clasă. Haideți să fim serioși. Nu-i normal. Deci nici eu ca profesor vorbesc acum. E foarte greu pentru cadrul didactic, pentru că nu va avea un să meargă. Deci nu va avea un să meargă. Vedeți-mă, o să fie destul de greu. Și asta nu stăpânt, dacă sunt la Helegiu, ar fi super. Dar întreaga, deja mulți copii de la țară, cei puțin care sunt apropiat la Oreșu, cum suntem noi, Bucura, Voie, Târgu, totul, se migrează către oraș. Unii, din punctul de vedere, deja s-au suprapopulat. Fiecare școală are interes să treacă mai mulți copii. Și interesul este financiar. Interesul este financiar, pentru că plata pe școală vine pe numărul de elevi. Dacă la Helegiu, la anul ăsta, din sumi, o să aveți surprindere și o să vezi câți bani o să prinde bugetul local pentru școală ca să funcționeze,
zic dumneavoastră că o școală ca Generală 8, fost Generală 8, care are nu știu câte mii de copii astăzi, au bănuți la dispoziție să-și modernizeze clasele, să-și aibă, nu știu... Băi, numai de clasa 1 iau până la... Păi iau 4-5 clase, iau câte 30 de copii, 32, să bag un cap pe listă. E noi echipă să-i strângem. Nu știu, eu nu văd învățământ cu 5 clase. Faci mult ce vei, la unești. Nu, haideți să-mi văd cu 5 clase. De la Drăgujești. 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 Și abține. Deci sunt două abține, doamna. Nu, eu mă abține. Da, doamna, cum aș doamna... Și eu mă abține. Deci nu este corect. Nu este corect. Nu este mai proști. Nu este școala înfosată de mare. Să ne schimbă. Șuriți școala de mine, doamna primar. Șuriți școala de mine, doamna primar. Dar câți copii sunt la religiu și câți copii sunt la predică? La tine nu spun eu, dacă trebuia să-mi zero copii. Și era în clasele 1-3 la biserică și era plină biserica. Da. Păi, dar de ce să nu fim oameni? Cum? Dar nu vreau să o dau, deja nu mai am de asta. Asta e tema. Nu fac discuții, nu pot fi școală, dar trebuie să fac. Asta e cum nu fac copilor sunet care este mai mare, se poate așa copilor. Nu mi se pare corect să închidem școală la plătina. Dar plătina nu are școală, asta încerc să vă spun. Domnul primar, dar de ce nu se face școală, domnul primar? Un plăt pe sat și oare mânca nu are școală, nu are școală, nu are școală, nu are școală, nu are și ați zis, stai mă, ce să pună ușii geamă de buget pentru școala care s-a făcut. Credeți dumneavoastră că pentru 20 de copii? Dar mergem și 20 de copii, facem 2-3 clase. Nu facem toată școala. Tot ce vrem noi... Nu știu, dar nu ți se pare corect, dar numărul copiilor din religiu. Dar bineînțeles. Este mult mai bine decât copiii din Brăcău. Da, așa este. Dar, domnul primar, dar au vorbit cu dumneavoastră așa, au fost de acord că le era rușine să spună că nu. Nu este rușine, că în interesul copilului este rușine. Da, și după aia vin și ne spun nouă, pot confirma și ceilalți colegi. Din cauza voastră se închide școala. Sunteți incapabili și votați acolo ce vi se spune. Deci, vreau să-i spui, tu ce alegi? O clasă cu 3 copii în clasă sau o clasă normală? Nu înțeleg asta, domnul primar. Și nu e bine. Dar este problema de corect. Nu suntem oferiți să facem școala normală, asta nu spune nu. Mie mi-e rușine să mă duc la alege, băi, votează copiii la alege. Mi-e rușine. N-am vrut să alege, am vin independent, nu că o acasă. Mă arăt eu, vin independent. Și votul e mai tânz. Va fără eu cu dura care nu-i tot mandat. Eu va fără cu dura asta. Nu, și la noi suntem este vorba pentru noi. Trei școli, acum ajungem cu 0 elevi. Da, nu e bine, da. Nu, dar e vina cu Consiliul Local nu sunt copii mele. Sunt copii, ce finare. Ce suntem trei cu studenți. Da, dar sunt copii, sunt copii mai mulți. Poate, 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 nu sunt copii, nu că sunt copii. Dacă ar fi fost copii, ați întrebat. Sunt poziții, dă-te așa, poți, nu știu, profesor. Și ați vă plătești primarul religiu sau mântărina. Eu de inspectorat, ăsta e... Nu știu, am învățat bucurești pe părinte. Părinte, 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 cine vorbi? Nu primar, dar vorbi. Nu am zis, nu am zis. Faceți copii, domnule. Nu, dar nu, eu cum vreau să la capăt și credeți că chiar vreau să la capăt din nou, pentru că nici eu nu doresc, m-a spus când tot de-a începutul cu ăsta, am stat și cu părinți, am stat cu lumea, vor fi din 30 familii, 2-3 care nu vor să înțeleagă, s-ar trebui să o surprinză să fie toți cei care au copii în slab și chiar nu interesează de școală. Dar îi place, că la mea e foarte ușor să întreziți discuții, să le avem discuții, dar acum desfințează școala, e subiectul comun la părinții la școală. Mâine îi dăm casa și fosta școală părintelui, o duceam cu discuții, că am dat casa popii și l-am făcut proprietar. Terminăm cu casa popii proprietar, ne apucăm de alegeri și ne împărțim între noi teritoriile și din familie. Din punctul de vedere, ăsta este viitorul și este normal. Nu se întâmplă doar la Hedegiu, se întâmplă și într-o țară modernă, și într-o țară normală, acolo unde sunt copii să se funcționeze o singură școală. Eu sunt de acord să o facem la Vrătii, la o școală. Dar crezi că la Vrătila e normal să faci o școală și la Hedegiu închis pe asta, care deja este, e funcțională, are două nivele. Avem în hotărârea din Consiliul Local de la buget construirea unui grup sanitar normal, modern, cum se cere în toată lumea asta, copilul să
Nu că la, la pauză, să speli cu mâini, să mănânci un pachetel. Eu așa o văd și am zis, pare normal. Sau nu mă încurc. Să vedem din punct de vedere. Ziți-o dumneavoastră că să eu am o problemă că îmi rămân în comună 3-4 școli clădiri pe care nu am destinat la ei. Am din Valea, acolo școala aceea care a fost făcută, o dat cu bolovanii, o spart geamurile, o stricat tabla. Am la plătit la centru de zi, care s-a făcut 11 miliarde, n-are nicio eficiență astăzi, dacă n-am, noroc că am venit la dispensarul acum. O să facem școala de la școala de plătirea școlii la Vânzești și o să-i pun geamul, cum să lasă așa și am prins un buget, inclusiv partea cu școală. Cum să o încălzești? Cum să o treții? Ușor, nu știu. Nu-i cum pentru. Am impresia, câteodată că unul dintre noi nu știm care este rolul nostru la care poți să local. Părerea mea, pe cuvântul, nu vreau să știți pe nimeni. Dar înțeleg dumneavoastră, a fi o școală nu înseamnă doar a avea sări și aduce copilul acolo. Nu, domnul, trebuie încălzit, trebuie plătesc profesori, învățători, oameni de servicii, curent. Credeți că e normal să le situiți? Deci, doamna directoare, n-am avut o ședință cu dumneavoastră împreună, cu oamenii din sat, care au copii, acolo. Și atunci, de ce nu aveți plătiți să vă treci pe scoțiul ăla? Am fost, domnul. Dar au fost, au fost de acord părinți. Păi și de ce mă opresc pe mine, mă, așa? Și unii mă opresc, mă, la sugerul ăla de acolo. Și unii au fost prezenți la ședința cu... Păi și-am zis... Nu-ți scopul, părinții sunt împotriva să nu se închide școala. Măi, dar el mi-a zis mie, ce-a fost ești la ședința. Au fost și toți părinții. S-au semnat toți? Toți au semnat. Au semnat toți și nu vreau să spunem? Toți au semnat. Toți. Lasă din aici. Dacă o să lua din aici. Să nu se prezintă. Dar nu se prezintă. Dar nu se prezintă. Ei au semnat, nu-i. Deci nu am soluții. Dacă v-ați profet, spuneți-mi, eu nu am soluții, cât asta. Bine, discuția plătirea... Eu țin ca om, ca cetățean la plătire, dacă eu semnam, n-au decât să fii cu ei aici. Dar n-au o altă alternativă. Eu știu, dar eu semnam. Dacă vreau să zic că a semnat, înainte de a avea noi ședință, și mă oprești pe mine, băi, ce e semnat în procesul cu mare ședință? Aici nu sunt nominal. Și care au fost prezenți acolo. Oamenii au fost... Deci au fost... Au semnat că au fost prezenți la ședință, nu că sunt de acord ca școala să închidă. Dar nu trebuie să-i întrebi nimeni, despre asta e vorba, că școala aia nu ia Șumării sau Lumienea. Noi vorbim de școală ca instituție, nu de clădire. Clădirea aia cum spune-o ca gălăciu. Școala aia pe Socoteală nu funcționează din cauza că nu sunt resurse financiare. Despre asta e vorba. Domnul, ați audit să urcim cu oamenii de copii aici? Lasă-mă aici cu oamenii. Am zis 3 ori, mă, omul. Am fost acolo prezent eu, împreună cu... Și cum a fost acolo cu dumneavoastră? Dacă a fost acolo? Cine a fost acolo? Nevasta lui a fost. Dar nu a lipsit nimeni. Domnul Zărescu, soția lui a fost nu și a zis că ea oricum nu aduce da, copilul aici, o să-l trimite la Unești. Asta și a semnat? Despre asta e vorba, are soția. A semnat. Poți cu ripoare și poți să-i recoare. Nu se va personal. Problema care s-a ridicat la ședința respectivă a fost dacă doamna director s-ar opune în a le da transfer. Din clar că nu se opune și că este de acord. Deja au fost un caz că și-a dat copilul. Mina era opră, dacă nu mă știu. Da, au fost o discuție acolo, nu știu care a fost de atras. Cuneva la mijloc din lucru, din lucru. Da, eu am fost doar de o preție, nu am dat transfer. Cine vrea să fie copii, cine nu. Nu vrea să facă lucrurile, nu mai sunt trebuie. Cu semneze, deci, păi, dar poți să treci la acord. Da, votat. Poate s-au răzgândit și votează. Păi nu, că a fost așa. Nu, aici eu înțeleg. Judecat doar cu soția, înțeleg că asta este legal de suflet. Dacă stăm să o calculăm clar și normal, nu dați de toate și știți foarte bine. Vis-a-vis de cămin, nu se poate, că nu ai oameni acolo, ai 10 copii, 15 copii de toți. Și vis-a-vis de numărul de copii de elegiu și de plătire, ați fiți navetate. S-ar trebui să fie mai mulți la elegiu. Ok. Dar să nu mai e. Dați-i cu next. Nu știu. Da, următoare. Proiectările privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 121 de metri pătrați, proprietate publică a Comunei Elegiu, situată în contravlanul Comunei Elegiu, Satul Drăgești, în parohia Sfântului Nicolae de Drăgești, inițiată primul comun. Aici, după cum știți, e vorba de 121 de metri pătrați, am scos ședința trecută, un teren pe care noi îl dăm pe timpul gratuit părintelui
părinte, parohii din Drăgucești, pentru construcția acelei case razdicale, așezământul... Ca urmare a faptului că și ei au dat pentru faptului că teren. Și ei au donat nou terenul din spatele... Pentru terenul din sport. Da. Acolo am prins, pentru că suntem aici, am prins în buget, când mi se oferă ocazia, vă spun, fiecare în parte, ca un fel de centru, ca un fel de centru civic, să spun, pentru că în jurul bisericii, lume multă și e voie totdeauna de parcări, zona aceea de intrare de acces în școală, să dărâmăm toate gardurile, escapa, punem pavarții tot, beton, tot în licenții de biserica, și atunci când vom avea o sfințire, că sunt convins că la anul, știu, când părinții mișcă discut din rețe, acolo și trăim cu sprijinul domnului Modena, cu sprijinul domnului de Lăgătești, că am văzut că lume foarte țărătoare și chiar are resurse financiare, cu sprijinul nostru, dacă cât putem, că o să facem de timpul. Da, mi se pare ok, e regulă, chiar mă uitam și când vinția acum de-a domnului Lăgătești, o solicitare, am prins în buget pe parte de școală, vreo 30 ceva de mii parte. 30.000 pentru o alee cei care au adus la dumneavoastră și am gândit eu și o termoizolație pe clădirea din spate a unde se pierde căldură foarte mult. Atâta cât o faci, nu știu, aș face și mai mult. Întotdeauna mai mult și puțin decât deloc, așa zic eu. Tot în ideea că școala aceea poate va funcționa mai mult decât celelalte școli. Dar așa e bine și pentru noi. Înțelegeți? Asta e. Buget comunal. Eu nu ne facem da, dacă nu sunt discuții aici și dacă nu de acord, cine este pentru? Într-o ședință următoare, cred că o să discutăm, am discutat deja, eu fac acum tabularea cu clădirea școlii de la Bucan, la fel să o donăm gratuit parohiei din Zătila, unde la fel va avea aceeași indicație. Nu știu ce s-a întâmplat cu școala de atâția la care ia să existe cu centru de zi, cu nu mai știu mai cât care le avem în comună și nu vor avea destinații și, din păcate, nu au activitate de... Se zice AP-uri care deja sunt dărâmat. Bine, acolo e o altă discuție. Perioadul este rostru și am spus la anul cu... măcar nu știu, făceam trei apartamente. Zău așa vrea propunerea. Da, dar nu putem face nimic. Nu, e problemă în teren. Terenul este oameni. Terenul nu e, acum. Au dosar de recercetare. Doamna, la rezolvarea problemei, se dă cu titlul gratuit la familii tineri care au și copii. Asta se fie condiția. Eu am văzut un exemplu din asta. Asta este grajul, dar nu este la tine. Nu, pe multe. Nu, vorbim doar de... De birourile, zicem. Au fost țării primării vechi. Da, împărțite și făcute locuințe. Cine vrea să vină din Onești la dinamare, dacă ai și copii, deci cu condiția să aibă copii, să le da să întreține și să fii proprietar cu el. În felul ăsta ai populație în Hedegiu. Da, dacă ai minim doi copii, îi dați două camere, părinți dispărțitori să-și facă. Și vedeți că o să poate să găsesc. Nu putem primul să investim acolo. Că nu să investim noi, deci. Starea care este. Cum să nu vină? Facem bani cu vină? Deja am două familii. Da, dar stau două familii. Familia. Fănică trebuie ce faci. Pe clădirea ta. Și nici cu ăla cu propriul teren nu poți să-l dea afară. Da, da, îl întreține, nu? Da, bun. Și îți mai fiind un oameni în Hedegiu. Da, și vorba. Adică, din punct de vedere de cauca așa, trece mai departe. Mai departe. Proiectul de hotărâre privind modificarea infrastructurii tehnico-economice aferente investiției, modernizarea dispensarului medical Sat Brătila, aprobat prin HCL numărul 21 din 14.2017, modificată și completată prin HCL numărul 19.2018 și... Aici avem toate trei obiective pe care deja am început intervențiile. E vorba de căminul Hedegiu, e vorba de dispensarul de la Hedegiu, dispensarul de la Brătila, cu fără de donații 14 din decembrie 2018, s-a modificat scara minim pe economie în construcții, de la 1900 la 3000 de lei. Și nu trebuie să aflăm indicator tehnologic, pentru fiecare constructor o vede cu adițional pentru a-i sigări tariful nu ne avantajează deloc pe noi, pentru că banii aceștia sunt cheltuieli de energie și sunt bugetul nostru. Dacă la dispensarea de la Brătila, de exemplu, valoarea e de la micuță că, și valoarea lucrării e mai mică, acela de lucrări a crescut destul de mult, undeva la 1 miliard și ceva, cred că o să ne intre total pe toate lucrările, bani din bugetul local pe care alocăm lucrurilor respective. Da. Dacă sunt discuții pe această temă.
Nu vreau să fac lucruri de calitate. Ce să spun pe dator? Eu zic că se lucrează bine. Nu chiar mult am la... Ce e câte garanție? Garanția mușcată. Nu am uitat să lucrăm. Acum nu aveți recepția de lucrurile. Nu am zis așa așa. Deja a început să sfârmi. N-am garanție. N-am garanție. N-am început recepția acolo. N-am recepția. Da. Cine este pentru? Deci informarea asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul Local de Legiu în 2018. Le-ați citit? Vreți să le dau o citire acum la document? Da? Da? Da, la cunoștință, da? Da. Și raportul primar. Da. Da. Nu te vă care se supunde în spatele consului. Cerem întrebări diverse. Cine se înscrie la... Acum nu trebuie să ca Normal, când se începe canalizarea, pentru... S-a început. Să se lege la canalizare. Ce trebuie să facă? La primărie... cerere din tranșament sau să se cumpere de acordare la canalizare. Deci o fac pe aceeași firmă, da? Nu credeți să o facă separat. Nimic nu am discutat chestia asta. Deci contractul ăsta de obicei, când a venit și vor, am acceptat ca acordul să-l fac individual cu cheltuiala lor și nu cu o firmă autorizată care să dea foarte mulți bani. O să discutăm atunci când o să am primit cereri, să vedem ce soluții găsim. Dacă o faci pe prima autorizată, îi da 3 milioane de soluții. Dacă o faci și își procură materialele și sapă manual și sapă canalizare, cheltuiala este altă. În prezența celor care deja lucrează. Înțelegi? Da. Dacă o faci pe o firmă, trebuie să mă iați. S-a făcut foi. Da. Dar uite, ăștia și la Raja nu dă voie să se apărezi fără proiect. Au doar două firme agreare. Ești eu și mai gândit. Și pentru anumere cu apă și pentru canalizare, unde pe care ei... Da, nu sunt probleme de asta. Da. Eu, asta, aveam o propunere, dar asta a primit-o. Doar tot, sunt în fiecare an au fost excedente la Bucet, da? Am pus și-o două, trei busi, pentru ele care sunt cei mai buni din comun. Avem grijă. A fost și am grijă. Pentru aia, care sunt cei mai buni? Prin 5 sau în exemplu? În sensul de a stimula. 1 iunie a fost premiat. Chiar aveam un talent la Glăgujești, la familia care duce să-mi exemplu, că sunt mai negăjit. Nu știu pe ce avea talent, ceva la sport, dar datorită situației precare, nu e clar că... Să fim să mai curse de genul ăsta. La Ilea, la nebun, așa, are o fată care la gimnastic s-a dus aici. Pe ea era nemacată. În sensul ăsta, la ființa unul. Dar bineînțeles, da. Dar este ingenosă, dar sunt pe suce. Pe acela familie. Da, nu putem de ieșit, da. Că se întâmplă pe investiții, bine, la bugetul. Da, asta doar pe ei. Aici vă vorba de investiții. Bun, da. Eu vreau să duc în avertizment, dacă tot ne propune să facem acolo parcarea la școală la Dugești. Schimbarea plasei la teren, în partea de jos, care ați văzut, este că în proporție de 50% rută, cu o plasă de 8, înlocuirea ei, primar, că fiind de 8, bănuiesc, va fi mai rezistență, la lovitorile din inci, bănuiesc, altfel nu știu chiar strat de el, dar într-adevăr... Am luat un cap din trecut, în luat un buget pe reparații, și vopsirea... Deci pe Drăgugești am luat un cap cu grupa cea sanitar, care am spus că facem pentru candidatice, nu, pentru candidatice, pentru că copiii se mutăm afară, că folosesc comuna acum. Și chestia cu băncuții, parcuri, nu știu dacă mai puneți ceva, e spațiul ăla din spate, adică nu e spate, e lateral o școlie, care e destul de mare. Acolo se poate face spațiul de relaxare, zice, da? Ceea ce spuneați inițial înainte să fie aici în față. Aici în față, pentru parcare, e bine așa, pentru că... Părintele, acolo vor fi 7 parcări, am gândit șanțul acela să perii, să fie biscuit carosarnic, ca să poate fi folosit... Corect, da. Și am luat în calcul și la biserica de la Brătila, chiar și toamne cu părintele, că am luat o întâlnire la Brătila. Văd foarte multe mașini care blochează drumul fiecare duminică de sărbători la Ciortea. Părintele vinse cu o idee că s-a ajutat cu niște bănuți pentru geamuri.
Am spus, eu aș opta către amenajarea unei parcări, să punem de-a fel biscuiți care o să pe șanțul acela periat și să punem mașini ca la Hedera. Da, exact, cam 10-12 mașini, nu mai blochează toată banca. Pe parte, și cred că e cea mai adunată biserică pe mine duminica. Poate și eu, nu știu, poate unii și pe stradă le până după alta, dar vin mai mulți cu mașini decât la Drăgugești. Nu are părinte mai mult har, nu știu, cheamă acolo. Nu, nu, și sate mai. Da, și sate mai sus, poate, da. Ai 2 km. Ai răs final. Da, nu știu, eu n-am. Acum mai parchează pe drumul. Sincer, vă spun, n-am ce primul cu ciun preu de comună. Eu spun, le-am spus, bă, dar care... Intre a unor dacă au ieșit. Treaba lor. Le-am și spus, credeți-mă și în anii de alegeri din 2016, am avut întâlnire cu senzorele. Toți, știți cum e lumea. Îmi face nimeni din fața camerei, frate. Unde cu ce vreți să vă ajută? Deci, m-a stat soția lui dacă nu v-ați implicat. Nu v-ați să faceți treaba în biserică, că e o politică, o fac eu, pământește. Dar nu mai implică părinții, da. Dacă s-o am ieșit aici. Lucrează. Fac de uzmuri. Da, dacă nu mai sunt probleme, mulțumim pentru colaborare. Deci, nu vrei să...